Salutare! Avem și astăzi 3 bilete diferite cu meciuri din campionatele Europei. Suntem la Pariază pe telefon și începem cu soliști. Egalată pe final de Atletico, Realul are o nouă ocazie să se distanțeze pe primul loc. Diferența dintre Galactici și Girona este de doar 2 puncte, însă diferența de valoare este mult mai mare, de 800 de milioane de euro în favoarea Realului. Catalanii au și o problemă mare în lot. Golgheterul Dovbyk, cu 14 reușite, la fel ca Jude Bellingham, este accidentat și are șanse mici să joace pe Bernabeu. Încet, încet, Barça se apropie de Real și Girona în clasament. Este la 6 puncte de vecinii catalani și la 8 puncte de galactici. Granada pare un adversar inofensiv pentru echipa lui Xavi. În deplasare a scos un singur egal în 11 meciuri. Campioana Napoli este umbră a echipei care speria Italia în sezonul trecut. Au ajuns pe locul 7 și s-au chinuit teribil să obțină singurele victorii din acest an. 2-1 cu Salernitana și cu Verona. Milan este una dintre cele mai în formă echipe din Serie A. Are 4 victorii și un egal în ultimele 5 meciuri. Deoarece cota la 1 solist la acest meci este mare, luați în calcul și varianta Milan câștigă una dintre reprize. Rănită în orgoliu după înfrângerea cu Inter, Juve se poate răzbuna pe Udinese. Bătrâna doamnă este singura echipă neînvinsă acasă în acest sezon. Udinese este un adversar accesibil în deplasare. A câștigat un singur meci din 11. Stuttgart și-a obișnuit suporterii cu victorii spectaculoase pe teren propriu. În 10 meciuri a marcat de 31 de ori. Mainz se gândește doar să scape de retrogradare. Pe teren străin nu a reușit să bată pe nimeni. După ce pierzi 7 meciuri la rând în campionat, ce șansă ai să dai lovitura pe velodrom? Echipa lui Belloni a ajuns la un punct de ultima clasată, Clermont. Acasă OM nu a pierdut niciun meci, iar o victorie ar putea să o apropie de podium. Trecem la biletul cu peste 2,5 goluri. Aici aveți și opțiunea GG sau peste 2,5 goluri. Cotele sunt mai mici, dar cresc șansele de a înverzi bilet. Am pus pe bilet 2 meciuri din Bundesliga. Dortmund ne-a obișnuit să marcheze constant pe teren propriu. Freiburg poate fi periculoasă în deplasare, unde a câștigat 3 meciuri. Augsburg și Leipzig au înscris împreună 73 de goluri. Din Premier League am ales Tottenham-Brighton. Echipa lui Drăgușin a înscris 12 goluri în ultimele 5 etape, dar a și primit 11. La ultimul sezon, pe Parc de Prince, Mbappé vrea să doboare recordul de goluri. Are șansa să înscrie și în poarta lui Lille și să depășească 20 de goluri în campionat. Am ajuns și la biletul biletelor, nebunia mondială. Aici avem cote în general între 1,80 și 2,20 pentru a face o medie de 2 și din 10 meciuri să ajungem la o cotă de 1000. Am găsit o cotă bună în Liga a doua germană. Hannover și Hamburg sunt două echipe foarte ofensive cu 77 de goluri marcate împreună. Strasburg înscrie aproape meci de meci în deplasare, iar etapa trecută i-a dat gol Parisului. Lens are mare nevoie de victorie, trage la locurile de Champions League. Am găsit și meciuri din Portugalia. Chiar dacă sunt derbiuri, Sporting Lisabona-Braga și Guimaraes-Benfica se anunță a fi spectaculoase, pentru că toate cele 4 echipe au nevoie de victorie. Și nu uitați, studiați, analizați și puneți pe biletul verde doar ce vă place cel mai mult.